Bună, dragi scorpioni, aceasta este dalarea pentru voi pentru luna martie. Să vedem care este energia voastră generală în această lună. Ok. Foarte frumos, soarele. 10 de cupe. Asul de bâte. Regina de cupe. 8 de bâte. Și aici avem din nou asul de bâte. Și carul. Ok. Simt așa că pentru voi, după o perioadă de poate și stagnare, poate și greutăți, nu știu, poate ați trecut prin greutăți în ultimul timp, în sfârșit iese soarele și pentru voi, în sfârșit vă bucurați de armonie, de lucruri frumoase, cu 10 de cupe, mai ales în cuplu, și cu regina de cupe, clar. Poate aveți de-a face cu cineva din zodii de apă, tot de apă ca și voi, rac în mod special, pești sau un alt scorpion, de ce nu. Simt că este o perioadă foarte bună pentru voi. Probabil vă decideți în sfârșit ceea ce doriți să faceți pe un segment de viață sau pur și simplu în general ce vreți să faceți cu viața voastră, ce nu cu asul de bâte de 2 ori, deci un început puternic, pasional, ceva care are de face cu pasiune, cu iubire, poate doriți să călătoriți undeva, să mergeți undeva nou, să explorați, cum aș fi să ieșiți mai mult, să cunoașteți lumea, să vă cunoașteți mai bine pe voi sau să cunoașteți partenerul de viață sau o persoană, în mod special, 10 de cupe, clar, e un sfârșit fericit. Deci, după un obstacol, simt așa că e după ceva greu, după o perioadă mai grea, simt că acum puteți să vă bucurați de niște lucruri cu adevărat. Poate aveți de-a face cu un leu sau cu un săgetător sau cu un berbec. Ceva rapid vine către voi, poate această energie puternică, această dorință de a face ceva, de a cuceri lumea, de a ieși, dorința de a călători, de a merge undeva, carul, interesant, de a merge undeva, de a călători pur și simplu, da. E o energie interesantă, drăguță. 10 de cupe aici. Asul de bâte, poate o nouă pasiune, o nouă iubire, o nouă persoană. Să vedem la capitolul iubire, de fapt, cum este mai exact această etalare pentru voi. Așa. Nebunul. Da, e ca și cum vă mai interesează părerea nimănui în general în viața asta. Și simt o energie de asta foarte lejeră. Magicianul, o ușurință, ceva, sunteți mai ușurați, ceva se termină, ceva greu se termină, ceva de genul. Dei de monede, echilibrul, 5 de bâte și din nou 8 de bâte. Din nou, ideea de ceva rapid. Da, ceva rapid se termină, ceva brusc se termină. Poate această dispută, o competiție, un conflict se termină sau ajunge la sfârșit. Incertitudine, aici mai ales la capitolul iubire cu 2 de monede, poate incertitudine, nesiguranță. Nu știați ce să alegeți, poate la un moment dat. Știți ce trebuie să faceți, știți ce aveți de făcut și în sfârșit acționați, pentru că avem magicianul și nebunul. Acționați în această lună. Scurs și la obiect. Este ceva scurs și la obiect aici. Echilibru, poate aveți de-a face, cum aș fi zis, cu un săgetător, cineva din zodia Gemeni. La iubire, puteți să cunoașteți pe cineva nou sau începeți o relație nouă, ceva de la zero. Poate vă iubiți mai mult în această lună. Vă acordați mai multă atenție sau ar trebui să acordați mai multă atenție. Sau să fiți mai echilibrat în această relație, pentru că poate depuneți prea mult efort și partenerul sau partenera nu depun chiar atât de mult efort precum voi o faceți sau ceva de genul, deci trebuie să fiți foarte atent, atentă. Simt așa că sunt două direcții în care ați dori să mergeți în această lună sau să luați două hotărâri
Au decizii importante. Dar clar ceva nou începe. La capitolul iubire pentru voi. Poate încercați să evitați un conflict. Dar clar nu simt așa că răsuflați ușurat. Ușurată în privința unei persoane, în privința unor situații mai grele din viața voastră. Ceva se schimbă, se transformă, se risipește. Nu avem aici cu soarele, clar. O stare de bucurie. Aveți multe motive pentru care să fiți fericite în această lună și o să vedeți, o să vi se arate aceste lucruri, adică o să aveți foarte multe motive pentru care să fiți fericit, mai ales pe plan emoțional, chiar dacă aici e un conflict. Este un conflict care se termină repede sau se va termina ușor sau în caz că este vorba despre un conflict. Mă rog, nu e un conflict în adevăratul sens al cuvântului, că e planul 5 de bâte. Probabil mici dispute, chestii de genul acesta. Cineva poate vrea să meargă într-o altă direcție. Simt aici nevoia de dualitate, de dualitate. Cineva e dual aici. Poate voi sunteți duali. Doriți mai multe lucruri deodată. Doriți și, nu știu, chestia aia. Doriți și lucrurile ăla și așa, nu știu. Și să fie și alb și negru. Să fie ceva de genul. Vă doriți chestia asta în viața voastră, dar trebuie să alegeți, trebuie să mergeți pe o singură variantă sau ceva de genul, pentru că sau, nu știu, poate e și o cale de mijloc cu echilibrul aici. Să vă temperați într-un fel. Să nu iscați această ceartă. Să o luați mai ușor, poate. Da, aveți foarte multă energie în această lună. Multă energie. De a face lucrurile, să meargă. Să vedem și la capitolul cariera, regele, nu, cavalerul de cupe. Judecata. Patru de bâte. Șapte de bâte. Patru de sămii. Și regina de monede. Poate că încă nu aveți toate răspunsurile, de aceea și dorința asta de dualitate, nu știți încotro să mergeți, pe ce drum să o luați în această lună și trebuie să mai așteptați să se consolideze ceva, mai ales pe plan profesional. Văd aici cu regina de monede niște resurse financiare, aveți parte de aceste resurse financiare. Ceva vă provoacă într-un fel, sau se neapărat că vă provoacă, parcă voi doriți să vă faceți auzit. Parcă ceva nu mai merge, parcă vreți să evadați, să schimbați ceva neapărat și să vă schimbați într-un fel și viața și căminul și partea asta sentimentală, amoroasă și așa mai departe. Dar trebuie să fiți prudent în această lună, mai ales pe plan profesional. Să nu spuneți niște lucruri pe care să le regretați mai târziu sau să faceți niște, mai ales acțiuni, să faceți niște acțiuni pe care să le regretați mai târziu. Să vedem și alte cărți, alte mesaje importante. Marea preoteasă. Ok, foarte interesant. Trei de săbii. Roata norocului, am zis, multe schimbări. Ceva se schimbă, se transformă. Valetul de cupe. Și din nou cavalerul de cupe. Deci probabil o să aveți de-a face cu acest cavaler de cupe. Zodii de apă, din nou, da, am zis zodii de apă. Pești, rac, în mod special, dar poate și un alt scorpion. E așa o durere aici, dar clar, deci după o durere simțiți în sfârșit această bucurie, această dorință de a trăi viața din nou. Se consolidează ceva pe de-o parte, dar pe de altă parte ceva mai necesită atenția voastră, încă mai are nevoie de ajustare, mai ales pe plan profesional.
să vă luptați într-un fel, să luptați pentru ceea ce vă doriți, dar se schimbă ceva, cu roata norocului se schimbă, poate modul vostru de a privi lucrurile, de a vă raporta, poate deveniți o persoană mai, nu știu, care își folosește cuvintele mai drăguț, mai discret, mai suav. Marea preoteasă aici frumos, din nou doi, da? Din nou ideea asta de dualitate. Vă doriți așa, poate ar trebui să alegeți de partea cui sunteți, în caz că este vorba despre asta, să alegeți un drum, să alegeți o persoană, să alegeți în sfârșit ceva, pentru că simt așa că vă doriți să împăcați pe toată lumea la un moment dat. La un moment dat vă puneți doar pe voi pe primul loc. E o chestie de asta, nu știu cum să o zic, dualitate, da? Și să cauzeze cu trei de săbii această suferință, într-un fel. Deci trebuie să alegeți ceva în această lună, să alegeți un drum, o perspectivă. E ceva așa la nivel, la nivelul faptelor, la nivelul acțiunilor, cum vă comportați, da, la nivel comportamental, așa, cum vă comportați. Să vă alegeți mai bine mișcările și de partea cui sunteți, poate trebuie să alegeți. De partea cui sunteți în acest conflict, pe partea asta de iubire, pe zona asta afectivă. Dar pe ansamblu este o lună plină de mișcare, se mișcă lucrurile și faceți tot posibilul să le mișcați voi, pur și simplu, să încercați să le schimbați într-un fel sau altul. Tot avem magicianul aici, sunteți creator, mai ales pe partea asta de iubire. Dar aveți grijă să nu manipulați pe cineva, pentru că s-ar putea să se întoarcă împotriva voastră, dacă este cazul de așa ceva. Da, e ca și cum în unele situații sunteți altfel, în alte situații alegeți altceva, ceva total diferit față de ce ați ales înainte. Nu știu, e ideea asta de dualitate. Cercați să alegeți ceva pur și simplu și să mergeți pe acel lucru, dacă este vorba despre asta. Consul de bâte clare, este vorba de unul, ceva, o pasiune adevărată, ceva care chiar vă reprezintă cu adevărat 100% și vă atrage. Și în această lună s-ar putea să plusați pe acea pasiune, nu știu, iubire, relație, persoană, acțiune și așa mai departe. Cam atât pentru voi. Îți doresc o lună extraordinară. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa!